O bătrână de 83 de ani din localitatea botoșăneană Draxini a rămas fără un acoperiș deasupra capului în urma unui incendiu. Când s-a produs evenimentul, proprietara era în grădină. Vecinii au observat flăcările și au sunat la 112 după ajutor. La fața locului s-au deplasat pompierii militari din cadrul detașamentului Botoșani cu două auto speciale de stingere cu apă și spumă, un echipaj aparținând Serviciului Județean de Ambulanță Botoșani, precum și pompierii voluntari din Bălușeni. Aceștia au constatat că ardeau cu flacări și degajări mari de fum bunurile dintr-o cameră, un hol, dar și acoperișul casei, existând pericol de propagare a flăcărilor la alte trei încăperi. Proprietara a suferit un atac de panică și a primit îngrijiri medicale de la echipajul SAJ aflat la fața locului. Așa, după care o să vă mutați pe partea aia la altă, da? Băieți, după ce ați făcut acolo cu păcărirea, nu vrea să cu ceava, să-i dai ceava lui sus. Dar ați întâi... Dați-i tari în dormitoare, dați-i tari în dormitoare acolo, cu material. Îți dăm o scară acolo, zice, iasă sus. Ai grijă acolo, în pot, eu te bag. Bogdane, stai lângă el. Vei ceaba să bagi ca lumea. Câte deschiduri avem la acoperiș? Trei. Bun așa, rămân așa, trei. La fața locului s-au deplasat două echipaje din cadrul detașamentului de pompieri Botoșani cu două auto speciale de stingere cu apă și spumă, o ambulanță aparținând Serviciului Județean de Ambulanță Botoșani, precum și pompierii voluntari din comună. Aceștia au constatat că ardeau bunurile dintr-o cameră, hol, dar și acoperișul casei, existând pericolul de propagare a flăcărilor la întreaga locuință. Pompierii au eliminat pericolul de explozie și au scos din interior o butelie.